Bun și salutare tuturor, eu sunt Azlo și bine v-am regăsit lumea la un nou episod din jocul nostru preferat, anume Ranked Skywars, cu 34 de player, bineînțeles. O să stăm în acest lobby de intrare, de adunare a playerilor, probabil un număr destul de mare de minute. Aparent avem aici un tovarăș care vrea să joace acest meci cu noi din... What? Deci tipul ăsta are o capă care arată chiar foarte clean și tipul ăsta are o bandană care arată chiar foarte clean și o capă asortată care e aparent cu... Dar bine v-am regăsit lumea la un nou episod din seria noastră de Ranked Skywars. Am decis să încep să mai postez din minigame-ul ăsta pentru că știu că făceam niște clipuri destul de bune înainte. Acum sincer să fiu gen, făceam niște clipuri extrem de blană cu minigame-ul acesta cam acum jumătate de an spre un an și am zis să mai încerc să vedem și noi dacă mai putem să realizăm ceva. După cum puteți auzi, ne jucăm bineînțeles cu tastatura Razer Huntsman pe care avem în teste. Nu te cred. Așa ceva nu s-a putut. Ok, se pare că ne retragem aici. Dacă îmi dădea un bulgăre, picam. Și... El asta s-a gândit. S-a gândit el să... Sunt mort, am 4 inimi și tipul ăsta n-are somn, efectiv. Are armură de iron, sabie de iron și cumva tot mă bate. Ceea ce nu știu cum de s-a putut. Nu! Se pare că playerul ăsta chiar l-a knockback. După cum puteți vedea, avem 50 rating, dar well, ce să mai zic și eu, lume, ce rating să mai faci în momentul actual în care jocul ăsta are efectiv 30 de player și probabil o să picăm cu ăștia 3 pentru toate meciurile care o să fie în acest episod. Știu că aveam de un episod acum destul de mult timp, în vară mi se pare, care efectiv picam cu un român. Bă, da, picam cu un român, cred că am picat de 5 ori cu el tot episodul. Nu mai știu exact cum se numea, dar în fine, o să încercăm să ne folosim strategia pe care am folosit-o în ultimele câteva ore pe care le-am jucat pe parcursul la ultimelor luni de ranked. Și practic ideea este că dăm rush pe toți, nu stăm camp nicăieri și e mai interesant așa. Ok, ok. Nu te cred. Ok, ăsta are speed, dar ar trebui cumva să îl luăm așa la un unghi, pentru că știu că nu mai are altă perlă și suntem noi versus Steve-ul ăsta care... Bă! De unde are Steve-ul ăsta, mă, perlă? Nu a făcut niciun kill. What the fuck? Steve-ule, tocmai te-ai aruncat singur în void și... Da, GG. Ok, nu se poate, tocmai am picat cu omul nostru casual tryharder, deci o să încercăm să ne activăm game sense-ul, pentru că sincer să vă spun, nu prea vreau ca el să ia W-ul împotriva mea, așa că ne vom da silința ca să rezolvăm situația. Opa! Ok. Ne-a pus apă pe Ranked Skywars. Try hard. Ne mai dăm și noi frumos un speed. Și... I-am crezut că pot să-l arunc și eu cu... rodul ăla pe care l-am prins. Dar ok, hai să nu îi dăm totuși focusat de tare. Pentru că după aia o să ne luăm țeapă de la ăștia. Și ești mort că n-ai fost atent. Ok, vreau apă. Vreau apă. Ard. Ard de viu. Na, ok. Deci se pare că casual tryharder pur și simplu o să facem așa, o să mergem așa frumos, să-i dăm un bulgăre, să-i dăm un rod, o să ajungă jos și facem așa. Facem un 360 MLG water bucket și ne bate. Îi dăm un speed, băgăm acest gapple, hai că avem 6 gapple-uri, n-avem nicio treabă. Oh, avem o sabie cu, Sharpness 3. Nea, cred că s-a terminat XDD. Am uitat să joc aici, dar... Da, probabil dacă se gândește și el să joace gen acum cât timp vreau eu să filmez episodul ăsta, o să picăm cu el în aproape fiecare match, pentru că asta e faza când sunt puțin player, într-un fel interesant, că poți să faci tot felul de chestii random și tari pe ranked în momentul actual. Și nu știam că mapa asta încă este în Q, dar aparent, bine, nici eu nu prea mai țin minte foarte bine Q-urile și ce mape sunt. Dacă era mapa aia MOV în Q, ar fi fost un Q bazat, dar nu cred că e bazat acest Q. Și da, lumei, bine, în acest episod vreau să vă vorbesc puțin despre de ce nu am mai postat atât de des, cum obișnuiam eu pe vremuri să fac daily upload-uri în perioada în care am aflat că dacă postez bed-uri să fac vizionari și s-a cam trezit canalul, dar faza este că pur și simplu nu îmi găsesc timpul să fac clipuri și bă, pe toată lumea pe care am întrebat-o despre chestia asta mi-a spus că dacă chiar aș vrea să fac clipuri mi-aș fi găsit timpul, adică mi-e o scuză care e viabilă, dar sincer nu știu ce să vă spun, ok. Mi-a părut rău. Ce pui, ești nebun? Vreau să mă bată.
Deci mi-a părut rău de casual tryharder, dar ce să facem și noi acum? Are 11 HP, nu mai îmi pare rău de el. Ia. Eu să ne dăm un speed. Mamă, dar când am foarte multe efecte, efectiv mi se adună toate efectele și se pun peste keystrokes mod și e destul de urât. O mamă, cât de... Ok, perla aia, nu știu exact ce să spun despre perla aia, dar am văzut și perle mai proaste. Vreau să văd ce vrea el să facă. Deci, dacă mă enervez, încep să vorbesc prin semne și mă fac aici limbajul semnelor și nu limbajul semnelor de tip science, dar nu, că tot science se numesc și astea. Putem să facem un semn. Bă, nu te cred. Da, aparent el chiar vrea să... Chiar vrei să vii? Chiar vrei să vii? Mă bate. De ce mă bate? Trebuie să bem rapid poțiunea asta și pentru că... Da. Am uitat să joc jocul ăsta, nu mai știu să joc ca pe vremuri. Nu. Ah, s-a gândit să stea pe loc puțin și... Da. Ok, dacă nu avem o perlă acolo, dacă mă duceam eu ceva kit champion, vă dați seama că cel mai probabil muream. Deci încă un motiv pentru care scout e tare. Pentru că perla aia te salvează și... Cineva apărea în lobby. Oh, ce pălărie. Îmi place de tipul ăsta, e așa mai chinez. Ok, și suntem și cu Steve-ul ăla dubios. Un Q perfect, aparent. Pot să jur că am jucat de peste 5 ore în ultimele 2 episoade pe mapa asta și sincer să vă spun, mi s-a cam luat de ea. Pentru că mi se pare o mapă destul de ok, dar nu foarte bună. De sincer, chiar există mape mai bune pe rank care ar merita mai multă atenție. Dar, na, aparent aici s-a făcut un furt. Dar da, nu știu, faza este că o să vreau să-mi iau așa un mic boost de... Mi-ai dat jumpscare! S-a mort. Nu știu cum o să pot să mă recuperez din chestia asta. El e mai rapid decât mine. Eu am speed și el e mai rapid decât mine. Normal, Bridger. Sper să moară. Sper să piardă meciul. Deci îmi pun toți banii pe Steve-ul ăsta. Deci Steve-ul ăsta vreau să îl văd cum câștigă acest meci și îl distruge pe tipul ăsta care are capă destul de clean. O să ard de la foc. Uite-mă pe el care are 3 HP. L-ai lăsat să scap. Ok. Ah, ce surpriză, ce mapă. Wow, habar n-am ce este mapa asta. N-am mai văzut-o niciodată. Dar oricum, revenind la subiect, pentru că am primit tastatura asta și știu că o să o am pentru o perioadă limitată de timp. By the way, știu că n-am menționat cine mi-a dat-o și nu știu exact gen, m-am gândit să zic așa, să nu zic nimica. Dar mi-a dat-o Luke Big Gamer. Dar vă dați seama, ideea este că o să-mi iau așa un mic boost de motivație și de stat mai mult treaz în loc să dorm și eu pentru liceu să mai fac un clip. Ești insistent. Uite unde te-a dus insistența. Dacă pierzi, ești mort. Easy. Așa, după cum încerc să zic, dar tot se termină meciurile astea mult prea repede, oricum, probabil după episodul ăsta să avem 6 rating și pe aia o să-mi iau bătaie, dar, vă dați seama, am idei destul de multe de clipuri și am zis că vreau să scot un clip zilnic, n-am reușit să scot un clip zilnic, dar ăsta este goal-ul meu, lume, să fac clipuri zilnice, dar e destul de greu, pentru că liceul ocupă foarte mult timp, după aia am și eu câteva chestii de făcut după liceu și rămâne foarte puțin timp. În care de obicei nu mai am chef să fac absolut nimic și să stau degeaba sau să mă joc Minecraft gen fără să filmez. Și până la urmă se duce ziua și după aia iar dorm puțin și iar sunt obosit și iar n-am un chef de viață. Iar beau G Fuel să-mi alin durerea și uneori nu merge. Dar, lume, o altă chestie, ok, o altă mapă în sfârșit, care e chiar o mapă foarte tare, dar o altă chestie pe care vreau să vorbesc în acest episod, acum nu știu dacă o să le vorbesc în ăsta sau ce o să mai vorbesc în următoarele, pentru că o să mă bag să mai filmez câteva clipuri, cum să vă spun eu aici, dacă dăm aici scroll jos, textură pentru 2500 de abonați, adică ne respectăm și noi până la urmă, e Zenovia din High School DxD, păi se poate, bă, să moară, să facă, easy. Bă, cazi, mă, nu cazi. Da, e o piatră. Era foarte necesar să-mi dau o perlă pe el, dar am vrut așa să-l omor cu stil.
F în chat. Da, mă rog, nu știu dacă ați văzut, dar în episodul acela în care am făcut unboxing la tastatură, am putut să facem un butterfly click foarte bun. Acum nu mai pot pentru că am mâinile reci. Știți și voi cum e să joci cu mâinile reci, e aiurea rău de tot. Dar puteam efectiv să fac foarte multe CPS-uri, nu știu cum. Și acum nu mai pot să prind atâtea, dar efectiv am prins 21 de CPS-uri în episodul ăla și nu știu cum am reușit să fac atâtea, dar aparent dacă sunt băgat în gen, efectiv zic că mi-am scufundat mâna în G-Fuel și ceva de genul ăla jucam. Am băgat mouse-ul în G-Fuel și când l-am scos aveam așa o mică super putere. Nu se întâmplă, eu ca să mă bat cu cage-ul ultra harder. Mamă, ce mapă veche, ok, mapa asta, sincer să vă spun, e prea mare. Și până mă învârt eu în jurul mapei, până fac tot ce trebuie făcut, durează prea mult. Dar insulele astea mi se pare genial, cum au chestia asta, poți să iei ori pe dinăuntru, ori poți să iei pe deasupra. Asta chiar mi s-a părut foarte bine gândit. O să fim alfa. Și o să mergem să luăm chest-ul de mijloc. Oh. Wow, boost cu protection 1. Mai bine nu-l luam. Ok, asta pare periculos, așa că știu să nu vorbesc cu străinii. Ok, The Big Bang nu e străin, e prieten cu noi, așa că putem să ne batem cu el. Adică ok, a fost un pic de blatant teaming, dar nu vorbim despre asta. Vreau să uitați că ați văzut acest lucru și să nu faceți report pe forum, că după aia nu o să mai apare episoade de ranked. Cubul de diamant. Mamă, de când am mai minat diamante pe ranked, a trecut ceva timp, dar pentru că avem acest cub, putem să ne facem un... Mi-am irosit și ultimul speed, dar asta înseamnă că trebuie să ne băgăm așa rapid pe casual tryharder să se termine totul. Oh my God, what's your stupid friend? Poți să mă mișc? Oh! Ok. Eu nu te bat și mă bați tu. O să mă bată de Big Bang. Nu. 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 Nu de Big Bang, nu. Easy. Ok, nu e bine. Ne cam luăm bătaie de la casual tryharder și nu știu gen, e cam imposibil să se întâmple. N-am pus niciun chest. E aparent iar sunt brain dead și iar nu văd timerul de refill și... Da, deci practic refill-ul nu a fost luat. Bă, ce hituri prinde! Holy fuck, ce perlă! Mi-am dat-o într-un bloc, cumva. Și era să și alunec. Dar nu avem ce refill să luăm, că nu e absolut niciun chest. Decât dacă e un chest random în care sunt toate chestiile și ăsta tocmai l-a luat și... Se pare că nu e cazul. Da, nu e niciun chest de refill. F în chat. Peste 49 de secunde totuși o să fie. Și să știți să caute chestii pe insulă, cred. Dar n-avem și noi o sabie de champion, de ceva mai ca lumea, se pare că nu. Acum am momentul pentru care am așteptat, știu, 7 ani. Nu știu că, nu știu că să-mi spune. Easy. N-a știu, mă, casual tryharder că sunt în spatele lui. Meciul ăsta merită un GG în chat, fără auto-GG. A de ciudat să scrii GG fără auto-GG în ziua de azi. Holy fuck, boy, suntem cu... În primul rând cu casual tryharder, bineînțeles. Și cu un creeper pe care îl cheamă Sebi underscore Andrei all caps. Deci playerul ăsta, am eu așa o presimțire că va fi un oponent pe măsura noastră. Deci să vedem cum ne descurcăm în acest. Nu te cred. Nu te cred. Eu am bătut cel mai bun player din jocul ăsta. Aici l-avem pe casual tryharder în habitatul său natural. Mamă, dar abuzează fire sword-ul. Am făcut și noi jitter bridge, a terminat rapid. Și tipul ăsta, are el vreo șansă împotriva noastră, boys? Are el o șansă împotriva noastră? Păi facem așa, ne uităm în sus, dăm o perlă și pe aia ne dăm o perlă pe el. Și ne întoarcem și înapoi. Strategie de nota 10. Dar lume, cred că o să închem aici episodul. Eu sper că v-a plăcut. Cred că am atins cele 10 minute potrivite pentru a avea un episod. Dacă are 10 minute, bro, eu pot să-l numesc așa un episod destul de ok. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vreți să fiți la curent cu ce urmează să postez în continuare. Nu uitați să puteți să apăsați butonul de join ca să țineți canalul puțin mai mult. Am bani să-mi iau shawarma. Da, glumesc. Dar, noi ne vom vedea data viitoare. Salut!